Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În emisiunea precedentă am avut doi invitați speciali care au venit de pe insula Roșie, din Madagascar, și am discutat cu ei atunci despre provocările pe care le-au avut în lucrare în ultimul an, dar și despre izbânzile pe care Dumnezeu le-a dat acestei familii și celor care lucrează împreună cu ei acolo, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Mă bucur să îi am din nou în studio pentru această emisiune și le zic din nou, bine ați revenit! Bine v-am. Dacă i-ați urmărit săptămâna trecută, vă este greu acum să îi mai recunoașteți, pentru că am dorit să poarte și ceva haine tradiționale din Madagascar. Marcel și Ioana, vom continua discuțiile noastre. Și dacă data trecută ați amintit mai mult despre proiectul de alfabetizare în care ești tu implicat, despre școala Armata Adevărului în care tu ești implicat, care sunt alte câteva proiecte, activități în care sunteți implicați acolo și care contribuie la lărgirea împărăției lui Dumnezeu și care dintre ele vă dau cele mai mari satisfacții sufletești? Suntem în Madagascar pentru a duce Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru a răspândi vestea bună, pentru a-i face pe oamenii care nu-L cunosc pe Iisus Hristos să ia această decizie de a-și mântui sufletele și a avea viață veșnică. Și totuși nu facem doar lucrări spirituale, ci mai avem și altfel de lucrări, lucrări educaționale, lucrări medicale sau lucrări sociale. Dar aș vrea să vă spun așa puțin despre ele, să vi le enumăr. În lucrarea spirituală ne întâlnim cu păstorii, facem un fel de mini-conferințe. Cât de des le faceți? Aproape lunar. Dacă, să zicem, ne scapă o lună, facem la două luni, dar în general frecvența e lunară, pentru că așa putem să avem împreună o viziune asupra regiunii noastre. Apoi avem lucrarea cu copiii, undeva între 70-80 de copii ne vizitează. Atunci când nu avem școală biblică, facem lucrarea cu copiii, două sâmbete, general pe lună. Și copiii ăștia vin din biserică, sunt copii credincioșilor sau și din cartier, din nu oraș? Nu sunt copii credincioșilor, ci sunt copii din vecinătatea noastră care între timp s-au mulțit, au venit și alți copii mai departe, care vin de mai departe, uneori cu ocazia anumitor sărbători care dăm, să zic, și niște cadouri, ajung undeva la 130 de copii. În ce constă lucrarea cu copiii? Este o școală duminicală în România, doar că noi o facem sâmbăta, facem cu ei diverse jocuri, vorbim despre o lecție biblică, aducem o învățătură pentru acești copii, ne rugăm cu ei, facem diferite lucruri manuale, crafturi, încercăm să ducă ceva acasă ca să poată arăta și părinților, să le explice și lor ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea cu noi. Învățăm un verset biblic de fiecare dată și încercăm ca de fiecare dată apoi să-l repetăm încât copiii să-l cunoască. Le dăm un corn la final de întâlnire. Este o perioadă de două ore jumate. Uh-huh. Chiar 3 ore uneori. Sâmbăta de la 9 până pe la 12:30, 1, cam așa ne lungim cu ei. Uneori îmbinăm lecțiile astea cu lecții de igienă. Poate când suntem noi mai obosiți și zicem astăzi nu facem o lecție biblică, ne dedicăm special pentru igienă, facem partea introductivă, se joacă, ne rugăm împreună, după aceea introducem în casă, le punem diferite filmulețe pe videoproiector care toate țintesc spre igiena corporală și să se spele pe dinți și le oferim periodic, le oferim pastă de dinți, săpunuri și periuțe ca să le folosească, bineînțeles. Deci îi ajutăm, ne bucurăm că îi avem și atunci dintre copiii ăștia
În general am văzut, vin când sunt răniți, vin la noi pentru ajutor medical, pentru prim ajutor, vin ei, vin părinților, așa că avem, în ghilimele, și o clientelă pe partea medicală în care îi ajutăm pe ei, pe părinților și pe alții, pentru că e ca un telefon fără fir care ei povestesc, uite, misionaria aia, vă pot ajuta, și oamenii apelează la noi. Da. Te rog, apoi, tot pe lucrarea, eu zic spirituală, așa am luat-o, deși poate nu chiar este spirituală, este construcția de biserici. Am construit, anul ăsta am cumpărat un teren, am construit o biserică, v-am spus, mai mare, din cărămidă, dar de asemenea am mai cumpărat în junglă 3 terenuri și am construit 2 biserici. Asta din ce le-ați construit? Sunt mai simple? Da, sunt mai simple. Alea din junglă, material de construcție. Ei le construiesc și le construiesc din bambus, probabil, sau structura din lemn. În funcție, în unele zone au construit din coajă de copac pereții, în alte zone au construit dinuiele împletite, legate cu corți, cu liane, da? Și după aceea au bătut cu pământ, așa? Iar acoperișurile le fac de obicei din frunză de bananier, că e mai mare, e mai puternică, și o împletesc acolo frumos. Cam așa arată. Sunt foarte... Nu știu, autentice, sunt de acolo, din zona lor. Probabil că putem și să vedem acum, nu? Da, niște imagini și să urmărim niște secvențe din aceste biserici de acolo, cum se construiesc, dar și cum se închină și cum se face evangelizarea în junglă. Doamne Dumnezeule, localitatea aceasta, locul acesta, Doamne, lasă lubirea Ta, harul Tău, durarea Ta, mila Ta și iertarea Ta peste locul acesta. Dezleagă, Doamne, legăturile celui rău, eliberează, vindecă și proslăvește-ți numele, Doamne. Tu ești un Dumnezeu minunat, puternic și sfânt și îți mulțumim că Tu ești Cel care ne asculți. Te-am rugat în numele lui Iisus Hristos și îți mulțumim că Tu ne asculți. Amin. Revenim la discuțiile noastre. Voi sunteți acel gen de misionari pe care nu trebuie să îi împingem de la spate. Măi, ce faceți? Dimpotrivă, încercăm să vă spunem mai încet, pentru că sunteți pe termen lung în Madagascar și vrem să rezistați acolo multă vreme. Da, care sunt alte proiecte, activități pe care le faceți pentru lărgirea împărăției și pentru susținerea oamenilor de acolo și din punct de vedere social, economic, umanitar? O altă activitate pe care o avem este o leprozerie care se află undeva în munți, la 20, poate chiar mai bine de kilometri de unde locuim noi. Sunt 17 familii, ei locuiesc foarte izolați. Deși lepra nu se mai ia, este estompată, ei toți sunt izolați și trăiesc într-o mică comunitate. Ei, pe acești oameni care, deși Biserica Luterană care s-a ocupat de ei de foarte mult timp, încearcă să-i facă autonomi, le-a dat probabil anumite
animale sau alte lucruri ca să-i ajute să se descurce singuri, încă nu au puterea. Pentru că imaginați-vă leproși care nu au degete la mâini să meargă și să sape din forța mâinii, e destul de greu. De asemenea, localnicii nu le cumpără produsele pentru că îi consideră spurcați, îi consideră ca o paria a societății, se tem de ei, da. Și atunci la acești oameni mergem o dată pe lună, aproximativ, le ducem 2 saci de orez, ceea ce înseamnă 100 de kilograme de orez, le ducem plapume dacă vine sezonul rece sau le ducem haine sau încălțăminte, de fiecare dată le ducem medicamente, bandaje, ceea ce ei au nevoie. Este un timp de închinare, un timp de capelă cu ei. Este ducem, o mică biserică. Este capelă. Facem un program de biserică. Ei au o capelă acolo, dar noi facem un program de evangelizare la capelă totdeauna și între ei am văzut oameni care sunt născuți din nou și oameni care nu sunt născuți din nou. Am asistat la evenimente diferite, unii dintre ei au și murit pe parcurs. Am văzut la o femeie, doamna Claris, când au venit păstorii din România, am văzut că abia îi se ținea un deget, după aceea când m-am dus nu-l mai avea, m-am dus altă dată, deja îl pierduse și pe ăsta mare și plângea, de 2 săptămâni mi-a pierdut degetul. Așa, ne e milă că-s în condițiile astea și, dar mai mult decât să încurajăm, să le dăm o mână de ajutor, să ne rugăm pentru ei, nu putem face. Încercăm să jucăm rolul bunului samaritean cât ne ajută Domnul și să fim aproape de ei și să îi motivăm totdeauna să-și predea viața Domnului Iisus Hristos și să aibă speranța în El, care s-a atins și de leproși și a făcut schimbări în viața lor. Da. Alte lucrări pe care le avem sunt orfelinatul, cu care încă suntem parteneri, orfelinatul din Antananarivo. Acolo sunt 21 de copii. Acum am susținut, prin, bineînțeles, cu ajutorul bisericilor și le mulțumim frumos, masa acestor copii. Deja aproape de 3 ani susținem masa lor. Au fost și alte nevoi de care ne-au spus. Eram odată la ei, la părtășie și am întrebat ce aveți nevoie, ce vă lipsește și ei mi-au zis, avem încălțăminte. Tocmai primisem niște bani, au venit din Statele Unite și am știut că e răspunsul la rugăciunea lor. I-am lăsat acolo. Acum când au venit păstorii din România, Ciprian Bărsan și Daniel Hada, iar le-au lăsat ceva, să-și cumpere niște pături, să-și cumpere haine groase, pentru că și în Madagascar este iarnă, chiar dacă nu există zăpadă și în sezonul uscat este destul de frig. Apoi avem colaborare, o să vă povestească Ioana despre colaborare cu o clinică medicală unde nasc femeile din cartierul nostru. Așa este, este o mică clinică, dacă pot să spun așa, 2 încăperi. Una este cabinetul doctorului unde face consultațiile și cealaltă cameră mică este sala de naștere, dacă pot să o numesc așa. Condițiile sunt groaznice și ne-am propus să ajutăm această mică clinică să îmbunătățească puțin paturile, instrumentarul medical, să cumpărăm un pat de naștere pentru... De ce ajutăm această clinică? Este într-o zonă cea mai săracă a orașului nostru, un cartier foarte sărac. Medicul acesta are undeva spre 60 de ani, ajută femeile sărace din cartier să nască, pentru că altfel ar naște acasă și ai condițiile sunt... destul de precare. Imaginați-vă o masă cum e asta, poate puțin mai lungă și mai înaltă, din lemn, așa foarte veche și putem și arăta imagini. Acolo nasc femeile și ne-am propus să îi dăm o mână de ajutor, pentru că nu o facem pentru domnul doctor Teos, ci o facem pentru femeile care o să beneficieze de aceste servicii medicale. Deci am dus medicamente, ne-au dus prietenii noștri medicamente,
Am schimbat două dintre paturi, că n-are decât două paturi, așa, și acum când ne vom întoarce în Madagascar, dorim să-i schimbăm masa. Mulțumim, am prezentat undeva lucrarea și o familie din Australia a avut pe inimă să ne ofere bani ca să cumpărăm acea masă, care nu este deloc ieftină, peste 700 de euro, pentru că probabil e adusă din Europa, sunt destul de grele, sunt condiții mai... Și mulțumim pentru această oportunitate de a face viața mai ușoară acelor femei care trec prin acest act. Da. De asemenea, avem și o mică lucrare cu studenții. O parte dintre ei sunt orfani sau sunt copii de la orfelinatul Speranța din capitală. Sunt 11 în total. Le susținem o parte din taxele școlare. Studenți. La ce școală? La facultate. Sunt la școala de moașe, două fete, un băiat la drept, aceștia sunt din orfelinat. Apoi sunt alți copii orfani care studiază pe diverse domenii. Au fost trei studenți la teologie care au terminat acum anul acesta. Mai este încă un student, urmează să termine peste inginerie informatică. Încercăm să-i ajutăm puțin să poată să facă această școală. Pe cei care sunt serioși și, bineînțeles, își dau toate silințele să fie. Poate că ai putea, Marcel, să prezinți un pic acest newsletter pe care l-ați făcut. Aici sunt prezentate pe scurt proiectele în care voi sunteți implicați și dacă sunt telespectatori care ar dori să-l aibă, cred că pot să scrie la APM sau așa aveți este. Voi un contact în țară de unde pot să-l aibă. Deci în ultimii 2 ani am început să scoatem un fel de mini-revistă, nu este foarte mare, dar pentru că mai multe persoane au dorit să afle despre lucrare, despre lucrarea din Madagascar, am scos acest newsletter. Pe anul 2016 vorbim puțin despre Madagascar, despre noi ca familie, acomodați acolo, despre școala biblică, proiectele sau lucrările educaționale, despre clinica de naștere Viață Nouă și doctorul Teos, despre lucrări sociale, despre lucrarea cu cornurile, în care suntem implicați, care oferim undeva între 2000-2500 de cornuri, despre colaborarea noastră cu păstorii malgași, despre o parte dintre botezurile care le-am avut în colaborare, în parteneriat, sau despre școala biblică Armata Adevărului, despre lucrarea din junglă, despre lucrarea cu bisericile, despre leprozăria din Mangaranu, despre orfelinatul Speranța, despre oamenii care ne-au vizitat. Și o să discutăm despre asta mai târziu. Echipele care ne-au vizitat și motive de rugăciune, modalități de implicare. Aceste reviste le puteți găsi la Agenția Pentecostală de Misiune Externă, doar trebuie să le cereți. Și o să le puteți citi, poștă. Da? Vedeți, suntem trimiși misionari prin Agenția Pentecostală de Misiune Externă, susținuți prin Agenția Pentecostală de Misiune Externă, în parteneriat cu alte organizații din Statele Unite, cum ar fi Discover Your Mission sau Misiunea Genesis. Da. Aceasta este... Acum... Ați prezentat atâtea proiecte și activități, lucrări și acum vă pun o întrebare delicată. Cum împăcați această implicare foarte activă în proiecte cu viața de familie? Aveți 3 copii care sunt cu voi acolo, trebuie crescuți, trimiși la școală, investit în ei, vorba de relația voastră. Cum împăcați aceste lucruri? Este o provocare?
îi faceți față, mai trebuie să ajustați ceva în viitor? Ioana, o las pe Ioana să vorbească. Da, este o provocare să fii cu 3 copii pe câmpul de misiune, să fii implicat în mai multe proiecte, dar este frumos. Noi încercăm să avem timp de părtășie cu copiii noștri în fiecare zi, fie că este vorba de povestioare din Biblie, fie că este vorba de ceea ce s-a întâmplat în viața lor pe parcursul zilei, încercăm să ținem aproape cu ei. Bineînțeles că este loc de mai bine și ne dorim de multe ori mai mult timp ca și acesta. Copiii sunt la școală în fiecare zi, așa că trebuie să fii și în programul lor de școală, să poți să-i aștepți acasă. În ceea ce privește copiii noștri, încercăm să le oferim o educație creștină, încercăm să îi facem să-L iubească pe Dumnezeu, să iubească misiunea, să nu vadă viața de misiune doar ca o povară și să nu-și dorească când vor fi mari să fie misionari. Din contră, încercăm să le insuflăm drag de misiune și dacă Dumnezeu îi cheamă în locul vostru. Asta, da, ne-am bucurat, dar fiecare alege în funcție de ce îl cheamă Dumnezeu să facă. Pentru că fetele nu vorbesc limba malgașă, nu înțeleg la biserică predica. Pentru ele este greu, este un timp în care știu că merg la biserică, mergem, dar nu înțeleg. Și atunci încercăm să facem acea școală duminicală acasă cu ele, să se dezvolte. Ele învață la școală limba franceză. Da, ele învață limba franceză și atunci când facem noi sâmbetele cu copiii, vorbim în franceză cu traducere în malgașă, pentru el este iarăși o ocazie să asculte. Uneori mergem la o biserică în limba engleză, care tot așa cu traducere în malgașă și pentru noi este așa ca un suflu de aer proaspăt să înțelegem o predică de la cap la coadă și să ne bucurăm cu frații de acolo. Da, trebuie să găsim echilibru. Asta e provocarea pentru mine ca și tată, ca și soț, ca și lucrător. Provocarea e de a găsi echilibru între lucrare, familie și părtășia mea personală cu Dumnezeu. Nu este ușor. Știu că cea mai importantă zic, fundația este relația mea cu Dumnezeu personală. După aceea trebuie să am grijă de familia mea și în același timp să fac lucrarea. Asta e ordinea în care eu le gândesc. Deseori lucrurile de pe teren vin și te copleșesc. Binecuvântarea este că le avem destul de bine ordonate, gestionate. Nu toate lucrările le facem noi în sine, ci sunt lucrări în care suntem în parteneriat. De exemplu, lucrăm cu 2 școli, de fapt cu 3 școli lucrăm acum, pentru că am început înainte de a veni parteneriatul cu a 3-a școală și susținem copiii acolo. Avem în total aproape 94 de copii susținuți pe ansamblu. Dar lucrăm în parteneriat, îi vizităm, îi încurajăm, vin la noi, discutăm, planificăm împreună. Asta ne ajută. Cred că trebuie să fim un pic mai ordonați, dar lucrăm destul de ordonat. Altele vin, da? Vin lucrările fără să le... Pur și simplu sunt oamenii la poarta noastră, zbolnavi, zrăniți, au nevoie de medicamente și atunci acționăm pe baza nevoilor, altele sunt programate. Totuși, e mult și probabil că pe viitor va trebui să cerem Domnului înțelepciune, să vedem care sunt lucrurile cu adevărat importante, care sunt importante pe termen lung și celelalte cu durere în inimă, cu frământare, ca și cum te-ai despărțit de, nu știu, cineva drag, probabil că va trebui să le lăsăm să se coordoneze singure și să meargă înainte. Astea sunt provocările noastre. Eu personal vreau să cresc în Domnul Iisus Hristos, în cunoașterea Scripturii, pentru că dacă nu mă hrănesc, dacă nu stau lângă izvor, dacă nu
stau împărtășie cu Dumnezeu, după aia nu mai am forță nici pentru familie, da? Sunt nervos în familie. Și apoi când vin lucrările cum sau mă duc, ele sunt pe frecvențe diferite. Poate și asta ne ajută mult, că nu le facem toate în aceea zi. Le facem cu o anumită frecvență, dar le facem. Și da, dacă eu asta am experimentat și văd în viața de zi cu zi și cred că și dumneavoastră și ascultătorii noștri văd, dacă te înrădăcinezi în Hristos, dacă stai dimineața sau seara, fiecare cum are timpul devoțional, și stai, te rogi, arunci toate poverile pe umerii sau în mâinile Domnului, după aia parcă se mai reglează lucrurile. Atunci ești calm, ești... Și primești resurse, da, să da, continui. Așa este. Dar asta e importantă. Fundația, Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, să ne dea putere, după aia celelalte le așezau. În acest timp de devoțiune pe care voi îl aveți și noi ca agenție, insistăm ca fiecare misionar, familie de misionar să îl aibă. Citiți cuvântul, meditați la el, vă rugați. A fost vreun pasaj din Scriptură, vreun verset prin care Dumnezeu v-a vorbit în mod special în ultimul timp, prin care v-a întărit, v-a călăuzit? Cu fiecare provocare care ne stă în față, Dumnezeu ne vorbește, oarecum ne încurajează, ne dă puterea să mergem înainte. Fie că a fost vorba de protecția noastră fizică, am simțit că Dumnezeu este în control și El este Cel care ne protejează. Fie că a fost vorba de o boală sau a fost vorba de un proiect pentru care aveam anumite temeri, citind Biblia, Dumnezeu ne-a dat cuvântul potrivit pentru starea pe care o aveam. Mă refer în primul rând la mine. Așa că au fost mai multe versete prin mai care multe. Dumnezeu mi-a vorbit și e așa de scump acel timp de părtășie. De multe ori ne dorim să fie mai mult, dar poate din neglijență sau din prea multă dorință de a sluji. Da, uneori ne trunchiem. Pentru că una dintre provocările din anul acesta a fost legată de o cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu și lupta spirituală în mijlocul spiritelor. Mie personal, Domnul m-a încurajat prin cuvântul din Evrei, capitolul 9 cu versetul 13 și 14, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduc curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea el este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul cel dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În esență, Dumnezeu mi-a vorbit în anul acesta mai mult ne-a vorbit pe două direcții, sau asta am simțit-o eu și am discutat cu Ioana, că sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa Lui de pe cruce, îi suficientă, și știm asta pentru că asta predicăm, să ierte orice păcat, să curețe orice păcat. Și de asemenea Dumnezeu ne-a dus în Exod în capitolul 12, în care evreii au trebuit să pună sângele unui miel pe ușorii casei, ca pe pragul casei și pe ușor, ca să fie feriți de îngerul morții. Și Dumnezeu ne-a vorbit și în direcția asta, să ne adăpostim sub sângele Lui și sub autoritatea Lui, și El o să ne ocrotească în orice atac, indiferent că e atac spiritual sau indiferent că vine din partea altor factori sociale externi, dar să rămânem adăpostiți sub sângele Domnului Iisus Hristos în lucrarea jertfitoare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Așa că
asta ne-a încurajat, asta pe mine m-a întărit foarte mult, pentru că au fost bateri puternice și Domnul ne-a dat echilibru în puterea Lui, în faptul că El e regele regelor și Domnul domnilor. Și să realizăm că, iată, această noțiune nu este una, doar una așa teologică, amintită din când în când în predici sau la cina Domnului, dar este o realitate. Sângele Domnului Iisus Hristos este o resursă pentru fiecare credincios și se poate apela la ea, chiar dacă pare expresia așa mai ciudată, așa. Se poate apela la ea, mai ales atunci când te confrunți cu bătălii spirituale deosebite. Pentru mărga sângele e important, sângele e viața, așa ne zice Biblia, și pentru ei e important să aducă jertfe Dumnezeilor și spiritelor, și pentru ei noțiunea asta că Iisus Hristos și-a vărsat sângele pentru ei și că El răscumpără, spală, curățește trecutul și restaurează. Și de aceea este foarte bine că ați găsit această cale de a intra și a interacționa cu ei, pentru că ei aduc jertfe și iau în considerare sângele. De exemplu, în islam nu se vorbește deloc despre, sau aproape deloc, despre jertfe și despre sânge și despre importanța sângelui ca element răscumpărător. Și dacă suntem în acest context al familiei malgașe și n-am vorbit de ținuta asta voastră, este specifică oamenilor de rând, este o ținută de sărbătoare, am schimbat și decorul, ce reprezintă acel om? Acest om este un acolo. Țăran malgaș. Să lasă aici? Da. Așa. Este un țăran malgaș cu un hârleț malgaș. Așa arată hârlețul în Madagascar. Ei folosesc hârlețul din puterea mâinii. Nu au hârlețele ca noi să... Și cred că îți trebuie multă forță ca să dai și să spargi pământul. În unele zone pământul e pietros, e foarte, în altele e mai mălos. Ei lucrează mult în special în măl, pentru că acolo își plantează orezul. De asta e hârlețul tipic malgaș. Acesta este un țăran care stă sub soarele arzător și își face treaba. Aceasta este o ținută tradițională, să spun, de sărbători pe care au malgașii, în special bărbații, au o haină mai lungă care poate îmbrăca diverse forme, dar în special foarte viu colorată, și au întotdeauna o eșarfă pe care o poartă în diverse forme, dar în general am văzut oficialitățile o poartă pe un singur umăr, pe umărul drept, de sus până jos. Unii din alte triburi, depinde și de la tribu, de exemplu tribul Bețileu un pic mai în sud de noi, ei poartă o pătură mare, dar tot așa o poartă pe umăr, poate și din cauza umidității, și când le e frig se acoperă cu ea, și întotdeauna pălăria importantă, nelipsită. Da, nelipsită pentru un malgaș, deși pălăria are diverse forme de la zonă la zonă, dar toți bărbații trebuie să aibă pălării. Și femeile poartă pălărie, ele le poartă și din pricina căldurii a soarelui puternic. Poartă de asemenea o eșarfă destul de mare pe care își acoperă un umăr și partea din față. În anumite zone unde este mai cald o poartă ca o rochie, și o pun ca o rochie, dar face parte din pălăria. De asemenea o sacoșă specific malgașă mare pe care o poartă tot timpul când merg la cumpărături sau pe cap. Îmi duc foarte multe greutăți pe cap. Da, mi-am dorit, dincolo de elementele de lucrare în care sunteți implicați, să aducem și în această emisiune câteva chestiuni noi legate de obiceiuri, de tradiții de acolo. Ce este acest vehicul pe care l-ai pus aici sau ce reprezintă? Acest este taxiul din orașul nostru, se numește Puspus. Avem undeva spre 5-6 mii de astfel de vehicule. 5-6 mii? Da, pentru că este transportul nostru.
Deci nu sunt, cred că două mașini sunt în centrul orașului nostru, dar de obicei acestea sunt mijloace, aceste mijlocuri tradițional sunt și încurajați. Este tras aici de om. Da, este tras de un om, da, care nu, de om. De om. Acum în ultimul an am văzut că oamenii au adaptat la pus, au adaptat și un cadru de bicicletă și au început să introducă și cadrul de bicicletă ca să facă față distanțelor mai lungi de câțiva kilometri, să nu mai trebuiască să alerge oamenii, ci să meargă, ci să tragă la bicicletă. Este foarte comun, toată lumea îl utilizează, inclusiv copiii noștri când merg la școală, fetele mergeau la școală cu un astfel de pus. Da, este de folos și pentru cel care așa îl este, are, el este câștigă. O sursă de venit, aduce farfurie de orez pe masă și chiar dacă la început ne simțeam stânjeniți să mergem cu așa ceva, eu personal îmi era greu să știu că acea persoană aleargă cu tine, dar pentru ei este o binecuvântare, pentru că este un ban pe care îl câștigă pentru familia lui. Apropo de bani, ăștia sunt banii din Madagascar, ce valoare au și cât câștigă în general o familie raportat la banii noștri? Merg pe banul cel mai mare, da, 10.000 de ariari. În Madagascar banul e foarte devalorizat și atunci ei au de ordinul milionelor. Nu numai că e 10.000 de ariari, dar sunt aici câteva înmulțitor 50.000 de franci malgași, dar 10.000 de, e o monedă mai întărită, 10.000 de ariari, care are valoarea de 15 lei. Și aceasta, pe ele sunt simboluri malgașe, este palatul reginei sau îi spune Rova, care era mândria sau este mândria națională, din păcate a fost ars. În 2009, când a avut loc lovitura de stat, a fost oamenii l-au devastat. Mai sunt câteva simboluri malgașe, drumuri, din păcate, cred că e doar la nivelul de dorință, pentru că drumurile sunt foarte rele și nu prea au drumuri. Sau, vedeți, camioane, astea cred că sunt doar viziunea lor pe următorii care avea nevoie, 20 de ani, pentru că n-au așa ceva. În schimb, ce se mai vede pe celelalte sunt lemurienii, tipuri diferite de lemurieni, maimuțe, care aparțin și sunt specifice Madagascarului, au 10 de specii de lemurieni sau tufișuri diferite care sunt specifice, ce acolo, orezăriile din Madagascar sau, vedeți aici, baobab. Apropo de baobab, oamenii cred în sacralitatea baobabilor, cred că există spirite în baobabi și chiar odată trecând pe acolo cu o echipă, am văzut baobabul sacru sau baobabul vieții, zic eu, unde femeile vin și aduc jerfe baobabului, spiritului baobabului, sperând că spiritul baobabului o să le ajute să nu fie sterile, să poată naște copii. Și era plin de oameni care, special femei, care se duc special pentru lucrul acesta. Lucru care, de fapt, acel baobab sacru a fost folosit, cred că, și în diverse filme, da. Cum ar fi filmul Avatar despre sacralitatea. Da. O singură întrebare și apoi ne întoarcem la lucrare. Am vrut să avem și această incursiune în cultură și obiceiuri și viață. Cât câștigă o familie în medie? Ai zis că cei mai mulți trăiesc din agricultură. Este o țară săracă. Uh-huh. Și asta doar ca să vedem noi, să realizăm noi încă o dată cât de binecuvântați suntem că trăim în România. Da. În general, în Madagascar sunt puține întreprinderi. Nu-i foarte dezvoltat. Și atunci micul întreprinzător cât reușește el să vândă, să cumpere, să vândă din agricultură. La noi în oraș
prețurile un pic mai jos și salariile mai jos decât în capitală, undeva la, poate să zic, la un 60.000 6 bancnote de acestea. Câștigă așa, o persoană. Câștigă o persoană. Asta reprezintă un 20 așa de euro. De banii ăștia poți să cumperi 5 kg de orez, cam așa. De mai... 10.000? Da. Deci, 5-7 kg depinde de sezon. Cam între 20-50 de euro este salariul unui malgaș. Poate o familie aduce un 100, cine aduce un 150 de euro, ah, îs cu adevărat, da, mulți locuiesc, da, mulți locuiesc în case închiriate, sunt oameni mai bogați care au mai multe case și le dau la mai multe familii și se înghesuie într-o cameră o familie cu 5-6 copii, toți acolo cum pot. Sunt condiții destul de rele, cel puțin cu oamenii cu care lucrăm noi, cam așa, de-aia i-am și ajutat, pentru că trăiesc rău. Am cumpărat anul acesta 4 paturi mari, le-am comandat pentru mai multe familii cu copii mulți. Și la una dintre ele n-am putut să le băgăm patul în casă, pentru că era prea mic patul. Dar nu m-am gândit inițial, prea mică camera era și nu aveau loc să pună un pat. Și ei dormeau pe jos, pe o saltea de paie de rafie. Așa, un fel de saltea de paie de rafie, așa, și toți dormeau acolo ca și... Da. Ca și sarmalele, oala cu sarmalele. Timpul trece foarte repede și ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș vrea pe scurt să privim și în viitor, împreună cu voi, nu doar în trecut, la ceea ce s-a făcut și se face. Care ar fi oportunități pe care le vedeți în slujirea voastră în următoarea perioadă de timp? Ne dorim ca în viitor să lucrăm, vorbesc pe plan educațional, să lucrăm cu profesorii, dorim să facem conferințe sau mini-cursuri în care să fie instruiți profesorii a școlilor cu care noi avem parteneriat, să poată oferi o mai bună, să poată preda mai bine și să fie mai eficienți. De asemenea, ne dorim să facem tabere pentru copii, pentru că nu se prea fac în Madagascar astfel de tabere pentru copii, pentru tineri. Ne dorim ca prin acestea să fie o punte de a-L vesti pe Hristos, atât în educație cât și în taberele cu tinerii. Mi-aș dori ca pe viitor, dacă Domnul ne dă putere și putem să ne adunăm așa ca echipa, să facem un radio în orașul nostru. Pe inimă am două radiouri. Ne rugăm pentru lucrul ăsta deocamdată și am început niște pași timiz în direcția aceasta. Un radio în orașul nostru care să aparțină Bisericii Asamblee de Dio și după aceea, după ce formăm o echipă, după ce avem niște specialiști, după ce vedem cum rulează și avem emisiuni și cerem și din alte părți, să ducem radio ăsta, să multiplicăm sau să facem încă unul chiar în zona de junglă, ar fi o treabă extraordinară. Și apoi în junglă să aducem radiouri din China, radiouri solare montate pe o frecvență și împrăștiate acolo în sate ca oamenii să poată asculta Evanghelia Domnului. Acestea sunt proiecte destul de mari. Probabil că o să începem cu ceva mai timid anul ăsta. Aș vrea să facem niște emisiuni de radio cu păstorii din regiune și după aceea să mergem la un radio care există deja, da, și probabil în fiecare săptămână să cerem un timp de emisie și pregătit radio-ul ăsta, pregătită emisiunea, pusă direct în emisie, astfel încât oamenii să audă. Cam asta ar fi acum pe termen mai apropiat, pentru că radiourile cred că deja înseamnă un termen mai îndepărtat. Și am dorit să plantăm biserici,
atât în junglă, să vedem alte biserici plantate, cât și în zona noastră. Avem deja niște lucrări începute, dar nefinalizate. Tot facem evangelizare pe stradă, în câteva locuri, câteva localități, alături de păstori, pentru că ei le fac și noi, suntem alături de ei, deci ei sunt vârfurile de lance și am vrea să le vedem finalizate în biserici. Deocamdată suntem la nivel de grupuri formate, un pic închegate, dar vrem mai mult să fie niște biserici plantate în respectivele localități. Și odată plantate bisericile, să avem oameni care să le păstorească, să le dea direcție și lucrarea să se dezvolte. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea ajutor, putere, sănătate. Ce mai avem nevoie ar fi de echipe, de oameni care să vină. De oameni care să vină și să ia după aceea, să-și ia timp să stea pe termen lung, de alte familii care să vină în Madagascar. Avem nevoie, sau tineri, oameni cu abilități diferite, care au chemare de la Dumnezeu. Pentru noi ar fi... Deci doriți să lărgiți echipa românească acolo. Noi ne dorim acest lucru, ne rugăm pentru aceasta. Rămâne să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze la inima tinerilor sau familiilor. Da, suntem la sfârșitul emisiunii și chiar doresc să-ți dau oportunitatea, Marcel, să te adresezi ascultătorilor. Poate că în fața televizorului sau a laptopului este chiar acum un tânăr, o tânără, o familie care se gândesc ce să facă cu viața lor, unde să investească timpul și darurile. Și poate Dumnezeu le vorbește, le poate vorbi să-i ducă în Madagascar să se întărească această echipă. Deci ai câteva minute, 2-3 minute să te adresezi telespectatorilor înainte de a încheia. Dragi frați și surori, stimate familii din bisericele care ne susțineți, din bisericele pentecostale, baptiste, din bisericile evanghelice în general, vă mulțumim frumos pentru toată susținerea pe care ne-o acordați în Madagascar. Suntem onorați că ne oferiți această oportunitate de a vesti Evanghelia și a vedea vieți transformate acolo. Noi suntem binecuvântați în primul rând și credem că răsplata lui Dumnezeu o să fie pe măsura dragostei cu care ne înconjurați. Vă mulțumim așadar frumos pentru dragostea dumneavoastră. Stimați tineri, stimate familii, dragii noștri care căutați o oportunitate de slujire, vă invităm să veniți în Madagascar, vă invităm să veniți pe câmpul de misiune, să vă rugați, să cereți călăuzire clară de la Dumnezeu, pentru că El o dă, și să veniți alături de noi. Noi suntem de 3 ani pe câmpul de misiune și nu avem nicio părere de rău. A fost una din cele mai binecuvântate perioade ale vieții noastre și am putut să-L vedem pe Dumnezeu lucrând puternic și adânc în viața noastră. Dacă nu știi ce să faci cu viața ta, dar te rogi și înțelegi că asta e voia și chemarea Domnului, vino alături de noi. Trebuie să dezvoltăm o echipă, vrem să dezvoltăm o echipă și vrem să facem asta ca Dumnezeu să fie onorat și oamenii să fie schimbați. Implicați-vă în împărăția Domnului. Dacă nu puteți să veniți în Madagascar, atunci vă chemăm să vă rugați pentru noi. Vă chemăm să faceți din rugăciune pentru misionari și pentru noi ca familie un obicei. Și vă chemăm de asemenea să fiți alături de noi, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, dăruind din ceea ce Dumnezeu v-a dat, din darurile dumneavoastră, pentru lucrarea din Madagascar. Ne găsiți la Agenția Pentecostală de Misiune Externă, Fundația APM, și puteți să transferați darul dumneavoastră spunând pentru Madagascar sau pentru familia Shaitish. Vă mulțumim celor care colaborați, care ne încurajați, care ne trimiteți e-mail-uri de încurajare, mesaje pe Facebook. Dumnezeu să vă răsplătească. Cel mai frumos lucru este să fii
în lucrarea Domnului Iisus Hristos, în lucrarea lui Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor. Noi suntem recunoscători Domnului că ne-a oferit această oportunitate. De aceea vrem să stăm pe termen lung, vă așteptăm și pe dumneavoastră alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, puneți-vă în slujba Domnului și o să aveți cea mai mare împlinire și cea mai mare satisfacție a vieții. Mulțumesc, Marcel, mulțumesc, Ioana, și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori care ne urmăriți. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, probabil cu alți invitați, cu un alt program. Scrieți-ne, comunicați cu noi dacă doriți să vă implicați în misiune într-un fel, dacă doriți să vă pregătiți pentru misiune pe termen lung sau chiar misiune pe termen scurt, să dați o mână de ajutor celor care sunt acolo și au proiecte. Nu ezitați să ne scrieți, pentru că dorim împreună să clădim împărăția lui Dumnezeu, să vedem că ea se lărgește tot mai mult și atinge toate națiunile pământului, pentru că vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.